Da. Cum ați defini fericirea? Fericirea nu există, pentru că atunci când spui sunt fericit, ai fost deja. Nu poți să pui mâna pe ea. Dacă ajungi să spui sunt fericit, înseamnă că această constatare e trecută prin conștiința ta și e lăsată în urmă fericirea care a fost. Deci nu există. Totul trece. Totul trece. Dar la fel și nefericirea, nu? Da, Dumnezeu ne-a lăsat cu această pierdere. Adică uităm. Și consolarea e că atunci când spui, Doamne, cât sunt de nefericit... Deja ești fericit. Deja, ei. Păi ai trecut în normalitate. Normalitatea înseamnă într-un fel fericire? Nu. Normalitatea înseamnă normalitate. Nici fericire, nici nefericire. E un palier. Și dumneavoastră, în existența dumneavoastră, ați stat mai mult pe palier sau în camera fericirii sau în cămăruța nefericirii? Am stat mai mult pe palier. Pentru că sunt oameni care nu-și petrec vremea pe palier, ci stau mai mult într-una din camere. Sau chiar se plimbă de la o cameră la alta și evită palierul. Îi invidiez, dar nu cred că sunt acolo. Se prefac. Cei care se prefac fericiți nu sunt adevărat fericiți. Și atunci de ce se prefac? Pentru că... Să moară dușmani. Nu, da, există, da. Dar nu asta e problema. Dar dacă îți propui să fii fericit, o bucățică de fericire ajunge la tine. Deci fericirea dumneavoastră, fericirile... E munca. Munca, da. Și atunci să lași un actor a cărui fericire e munca, să-l lași să stea în casă ani de zile și să nu observi, asta iarăși e o crimă culturală. Multe crime s-au făcut și s-a trecut peste ele cu nepăsare.